Bun, haideți că am revenit la agricultura, la raport, după o primă oră disputată așa între partidele de la guvernare. Ați văzut cât de bine se înțeleg PSD cu PNL. Bravo lor! Probabil că nu întâmplător merg lucrurile atât de bine în țara asta. S-au pus de acord și aici, mai mult s-au certat, dar așa mai cu mantă, că urmează o campanie electorală și oamenii să pregătesc deja, ca la fotbal, au ieșit la încălzire, fac primele mișcări. E treaba lor să fie sănătoși, tot binele din lume la toți politicienii. Mergem mai departe. Vorbeam despre ceea ce ministrul Barbu a inițiat pe 28 august sau ceva de genul ăsta, la sfârșitul lunii august, a venit cu 4 măsuri. Dar astăzi ne vom opri asupra unei ordonanțe de urgență care îi afectează, impactează pe distribuitorii de inputuri. O să vă citesc un pic din ea ca să nu fac vreo gafă, nu foarte mult, că am deja oameni pregătiți aici în studio și sigur argumentele lor vor fi mult mai solide decât ceea ce vă citesc eu din această ordonanță aflată în dezbatere publică pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 4 pe 2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, mă rog, având în vedere contextul caracterizat de efectele resimțite în sectorul agricol. Practic, prin această ordonanță pe care o găsiți sau ar trebui să o găsiți pe site-ul Ministerului Agriculturii, cei care au datorii, și aici o să-mi spună invitații către distribuitorii de inputuri, dacă ordonanța asta începe să-și producă efectele, vor fi scutiți de aceste datorii până la începutul lui 2026. Bun, haideți ca să stăm de vorbă cu cei care au venit aici să-i reprezinte, pe cei din agribusiness. Încep cu doamna Gabriela Rizescu. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru prezență, președinte grup Alcedo. Domnul Cătălin Grigoriu, proprietar Moldova Farming. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Bună seara! Mulțumesc și eu! Domnul Bogdan Vlad, director general Roca RDF. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Și domnul Mihai Moraru, fondator AgroEZ. Bună seara! Mulțumesc! Bună seara. Pentru participare, pentru prezență. Domnilor, haideți să creionăm cadrul ăsta. Știm că a fost secetă, că au fost probleme pentru fermieri, foarte multe tensiuni și foarte multă emoție în zona asta, dar spuneți dumneavoastră că prin această ordonanță pe care Ministerul Agriculturii a pregătit-o, riscați să intrați în faliment. Asta așa pe scurt, ca să nu povestesc eu foarte mult și să vă las pe dumneavoastră. Încep cu doamna Rizescu, da? Ca președinte al grupului Alcedo, practic, dacă ordonanța asta începe să-și producă efectele, cei care au datorii către dumneavoastră pot să nu le mai plătească. Pot să nu le mai plătească, da. Până la început de 2026, până în adică ianuarie 2026. Un an și vreo 4 luni. Da, exact. Cam așa, 3-4 luni. Dacă fac uz de prevederile ordonanței, pot alege și varianta în care să nu plătească furnizorii, deși în continuare, din discuțiile pe care le-am avut cu fermierii pe care îi avem în portofoliu, foarte mulți dintre ei au spus că nu vor apela la această tactică, să spun așa. Ce este complicat este că poate să creeze, deci creează premizele unui efect de turmă. Asta aș vrea să remarcăm. Dacă unul dintre noi, spre exemplu, nu plătește către un furnizor și se laudă, evident că și celălalt o să spună, păi da, eu de ce să fiu mai prejos și hai să nu mai plătesc. Deci creează premizele unui astfel de efect care poate să pună pe butuci pe foarte mulți din industria noastră. Dar stați puțin, că aici și întrebare valabilă pentru toți patru. Ce condiții ar trebui să îndeplinești ca să nu mai plătești? Mă gândesc că stai în plăcere care... val de calamitate în 2022, 2023 sau 2024.
Ordonanța nu prevede cât calamitate, ce procent, ce suprafață. Nu prevede lucrurile astea. Doar să fii calamitat. Doar să ai un hectar calamitar și tu poți să ai 10 practic, hectare. Atunci toată lumea, sau mă rog, nu, da, cam toată lumea. Cam toată lumea. 3 ani la rând, cam toată lumea. Cam toată lumea. În 3 ani e imposibil să n-ai măcar acolo un proces verbal depus la o primărie. Nu se înțelege dacă este cumulativ sau nu. Nici asta nu se înțelege. Nu, scrie din. Foarte mulți termene definiți. Ceva așa, mai mult... o sperietoare pentru toată lumea, dar na. Și de asta noi distribuitorii după 35 de ani este prima dată când ne-am unit să ne constituim într-o asociație. Cam atât de gravă este situația. În 34 de ani la Revoluție, niciun guvern, niciun ministru nu a reușit această performanță să ne unească. Uite, asta e partea bună, să spunem. Da, există și o parte bună. Toată situația asta. Dar acum ce vreau să-mi spuneți, mă gândesc că oricum aveți destule probleme cu recuperatul banilor și fără ordonanța asta. Adică ce se întâmplă, na, nu e simplu nici pentru fermieri, dar nici pentru dumneavoastră, că aici sunteți una întregă. Nu trebuie să înțeleagă cineva că... puteți funcționa unii fără alții. Și dumneavoastră sunteți conștienți că fără fermieri și fermieri nimeni fără dumneavoastră. Ar trebui să dăm niște detalii despre piața pe care o să spun așa. Deci, în primul rând, distribuția din România furnizează pesticide, semințe, îngrășăminte pentru aproximativ 20.000 de fermieri astăzi organizați profesioniști. Exact. Revenind la dimensiunea pieței și ce anume finanțăm, deci, în primul rând, creditul este, uite, spre exemplu, acum pentru culturile de toamnă, noi de acum punem marfa, produsele pe care le vindem, le dăm către fermieri, deci vorbim de luna septembrie, dar s-a început încă de la final de iulie, să spun așa, iar fermierul recoltează grâu, spre exemplu, în iulie la anul și abia în anul viitor, în iulie, îți va plăti, deci vorbim de aproape 360 de zile de finanțare. Ce finanțăm ca și valoare? Chiar am făcut o socoteală. Piața de inputuri astăzi este undeva la... piața de produse de protecție a plantelor este undeva la 350-400 de milioane de euro. Semințele cam la fel, tot așa 350-400. Am ajuns deja la 700-800 de milioane. Hai să mai punem și partea de îngrășăminte pe care o finanțăm și pe asta. Și eu aș pune acolo nu miliarde, dar măcar 600 de milioane spre 800 le punem, da? Ajungem să depășim 1,5 miliarde, să zicem că suntem în jur de 1,5 miliarde de euro pe care îi finanțăm în agricultură. Finanțăm și modul ăsta de lucru în agricultură este specific României, deci nu cred că găsim pe lângă noi sau în Europa sau în lume că asta chiar... Un astfel de sistem de creditare. Finanțăm cu credit furnizor, dar finanțăm și cu credite de la bănci. Fiecare dintre noi are un credit în bancă pentru care fie a garantat în cazul multinaționalelor firma mamă sau în cazul distribuitorilor locali au mers fiecare dintre ei cu bunurile proprii și au garantat pentru a obține aceste credite pentru a finanța agricultura. Deci cam astea sunt detaliile pieței astea pe care o servim noi, iar rolul nostru, deci noi lucrăm de 35 de ani, deci după 1990 fix asta facem, suntem acolo. Dacă vreau să executăm pe cineva astfel încât să nu poată să nu-și mai continue business-ul, până acum se termina și nu era niciunul dintre noi aici și nici fermierii nu-i mai erau pentru că erau executați. Deci noi, piața așa lucrează, pe credit, din 1990 la zi. Finanțarea în agricultură este o problemă. Toate chestiile astea adunate au ajuns, cum să spun, noi prin ani grei am mai trecut. Nu e prima dată când trecem prin ani grei. Am avut 2020, an complicat. 22. Am avut 22, 23. Da? 23. Într-adevăr, sunt. Dar ne uităm în urmă. Am avut 2012, 2013, 2014, am 2017. Avut 2002, 2000... Da, deci sunt foarte mulți ani în care în care am primit lovituri din partea vremii, să spun așa. Dar de fiecare dată, din miliardul ăsta și jumătate, și cu asta îți dau voie, din miliardul ăsta și jumătate, în principiu,
principiu am recuperat banii, iar unde au fost cazuri, nu știu, un procent din piață, am găsit soluții ca fermierii respectiv să-și continue activitatea. Aș completa cu ceva colega mea de breaslă. Fermieri, ok, lanțul acesta, agricultor nu înseamnă doar fermieri. Înseamnă la proprietari de teren, la producători agricoli, la crescători de animale, la distribuitori, la furnizori de inputuri, la firme de leasing, la bănci. De mașini și utilaje agricole. Deci este și un întreg ecosistem. Da. Referindu-mă doar la două părți și aș vrea să spunem lucrurile foarte pe nume. Fermierii au nevoie de bani de la bănci pentru activitatea curentă, salarii, utilități și au nevoie de inputuri. Îngrășăminte, semințe, pesticide, motorină. Din păcate, fermierii financiar vorbind arată foarte rău. Majoritatea clienților noștri, adică a fermierilor din România, au grade de îndatorare 200-300% față de cifra de afaceri. Au capitaluri proprii negative. Deci, foarte mulți dintre ei, părerea mea personală, peste 70% nu sunt bancabili. Băncile le oferă credite contra pe APIA, adeverinția APIA. Cu garanții. Sau cu garanții de stat, nu, sau garanții tot, imobiliare. APIA tot o garanție este, să știi. Pe de altă parte, furnizorii de inputuri multinaționale care aduc semințe, pesticide, îngrășăminte, nu finanțează fermierii. Nu-i finanțează. De ce? Datorită riscului financiar pe care l-au. Nu finanțează direct fermierii, finanțează prin distribuitori. Direct. Datorită situației financiare precare a clienților noștri. Și atunci rămânem noi distribuitorii, rotița, care, cum a spus și colega mea Gabi, luăm bani de la bancă, luăm credit furnizor și ne asumăm întreg riscul de finanțare a fermierilor. Aș mai adăuga un singur lucru. Încercarea de a asigura creditul comercial pe fermieri la mai multe firme prestigioase din lume, circa 30% sunt asigurabili, dar cam cu jumătate din necesarul de care ar avea nevoie. Deci, în acest moment, fermierii sunt într-o situație dezastruoasă, într-adevăr, după o succesiune de ani secetoși, dar financiarele nu-i ajută deloc, nu sunt bancabili, iar furnizorii de inputuri nu i-ar finanța niciodată. Deci toată presiunea și miliardele de care vorbesc colegii noștri se mută pe distribuție. Deci, până la urmă, dumneavoastră sunteți liantul ăsta. Da, exact, e un ecosistem exact, în care dacă ai scos e ca la un domino. Dacă sistemul ai scos o piesă, cade. S-a dus. Da. Vă rog. Da, vreau doar să adaug că situația de astăzi este una sistemică, nu așa cum probabil s-a reținut singular, că seceta ar fi provocat în ultimii ani efectele dezastruoase de acum, da, critice din agricultură, ci toată situația din ultimii 3 ani, și anume în 2022 fermierii au înființat la costuri foarte mari culturile. Prețurile, știm bine, la cereale în 2022 și 2023 au fost la cote la care fermierii au înregistrat datorii, care datorii, evident, că se traduc în lipsă de lichidități, de cash flow, pe scurt, și se propagă pe lanț, doar că această presiune se oprește în noi, în distribuitori. De ce? Pentru că toate facilitățile de credit pe care noi le-am atras, da, pentru capital de lucru, tocmai pentru a suplimenta nevoia de a acorda credit furnizor în piață, pe condițiile pe care le-au menționat colegii mei, toate astea sunt presiune pe noi. Și deși acum acest OUG aparent ar părea că ajută fermierii, în realitate, cel puțin la scadența acestui decembrie 2025, sau când încetează efectele acestui OUG, nu vom fi decât în aceea situație, doar cu o datorie mai mare. Eu aș spune că pe termen mai scurt de atât, adică nu se va ajunge la ianuarie 2026, pentru că trebuie să vă gândiți că noi avem de plătit furnizori, neplătindu-i, cum mai primi. Da, acum, da. Acum sunt scadențele, așa cum fermierii au de plătit către distribuție și distribuția are la rândul ei de plătit către furnizorii de inputuri. Neplătind cine?
îți va mai da marfă. Iar decizia, atenție, decizia de a mai plasa produse în piața asta nu ține de managementul local de aici, al multinațională. Ține de companii multinaționale. Ține de fiecare companie și care merge, cum să spun eu, își evaluează riscul și spune, pe piața din România nu are rost nu să intru, că de fapt, poate să existe riscul ăsta și atunci e un risc pe care îl știm din start și stăm și mergem în altă parte. Și atunci ce faci? Pe termen mai scurt decât ianuarie 2026. Pui de fapt în pericol tot fermierul anul viitor, că nu va mai avea, dacă eu nu reușesc să plătesc, de unde să va vinde furnizorul meu de inputuri direct la nivel de fermă? Da, poate o parte dintre ei vor face și povestea dar asta. Furnizorii vor avea banii jos. Păi așa spun, cum am fără finanțare, deci se va schimba de fapt abordarea comercială cu siguranță. Da, eu aș mai completa aici, numai cu banii jos. În primul rând, distribuția asta necesită un efort foarte mare logistic. Pe care haideți să spunem și pe asta, costurile noastre foarte mari sunt din partea logistică. Da? Depozite, transportul în fermă, oamenii care lucrează în fiecare departament, companiile producătoare nu au asemenea echipă. Asigurări, autorizații, da, da, da. Deci companiile nu au asemenea. Nu se pot organiza sau nu se pot substitui dumneavoastră de azi pe mâine. Nu, și acum, nu? Nu, păi gândiți-vă că un producător, dacă aduce semințe, aduce la 40 de distribuitori în țară, 50, da, și nu la 20.000 de fermieri. Și la 20.000 de fermieri. Deci, dintr-o dată, toți producătorii... Nu știu, o astfel de decizie cine ar veni da. Să se mai organizeze. Doi, problema e și acest OUG, așa cum a apărut, fără consultări și fără nicio noimă, că e și scris greșit, e și, în fine, acolo să vadă juriștii care este minister. Dar omoară tocmai spiritul procesului de producție. Pentru că ai în orice domeniu oameni de bună credință și oameni de rea credință. Da, să nu ne ascundem de pe asta, că ăsta e adevăr. Da. Și în distribuție la fel. Și în distribuție și în produs, pe orice segment. E, în momentul în care tu vii stat și bași pe toți că sunt de rea credință, pentru că asta zice OG-ul, toți femeii din România sunt de rea credință. E fals. Pentru că eu știu și toți la masă știm și în 2023 și în 2022 cu câți femeile am găsit soluții, pentru că situațiile au fost critice în multe zone. Da? Producția pe că n-au existat. Sau când prețul acelea au scăzut după investiție, cum spunea mai devreme, mari cu un an în urmă. Și am găsit soluții. Nu cred că au fost mii de fermieri care să fie zis, domnule, nu mai suportăm distribuitorii, chiar uite ce ne fac. Nu. Și a venit guvernul și a zis, domnule, începând de mâine, toți fermierii considerăm că sunt de la credință. Și atunci noi îi protejăm, dar sunt și distribuitorii de la credință toți în ochii guvernului. Dintr-o dată a zis domnul ministru, nu mai e nimeni bun în domeniul ăsta, eu sunt singurul care... Știți cum aș vrea să haideți după pauză, că trebuie să luăm publicitate și tot după o să vedem și ce propunere aveți dumneavoastră pentru minister, pentru guvern, că înțeleg că ați încercat așa să stați de vorbă, dar fără sos de izbândă fără sau... succes. Păi poate urmează. Poate urmează, Doamne ajută să găsiți o cale a dialogului avantajoasă pentru fiecare în parte. Pauză, revenim. Hibrizii de Ardei din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro.